E suficient să asculți cum vorbește un om ca să-ți dai seama cu cine ai de-a face. Ascultați-mă! Omul care vorbește foarte rar sau prea rar. Cine este acesta și ce ascunde el? Ei bine, în spatele vorbitului foarte rar există trei posibile personalități. Prima personalitate este a omului căruia nu-i pasă de voi. Nu-i pasă de ce credeți voi, de ce simțiți voi, este și motivul pentru care și dacă vă vede plictisiți de moarte în timp ce l-ascultați, el nu se va opri. Pentru că trebuie să-l ascultați. Această personalitate este infatuată, mândră și egocentrică. Așa încât astfel de personalități cred că dețin adevărul suprem pe care voi trebuie să-l auziți. Primul tip de personalitate nu doar că vorbește foarte rar, dar vorbește oarecum și apăsat și aproape silabisit. Există o a doua personalitate pe care o ascunde vorbitul foarte rar. Și aceasta este a omului care nu crede în el, care crede că este cu mult mai slab decât ceilalți. Este și motivul pentru care vorbește mai rar, pentru că este calculat și pentru că nu vrea să greșească sub nicio formă, pentru că nu-i place ideea că va fi judecat de către ceilalți. A treia personalitate pe care o ascunde acest tipar vocal este a omului trist. Deseori în psihologie vorbitul foarte rar este asociat cu o tristețe adâncă. Și e natural. Când un om este apăsat de durere, când un om este trist, cronic, el nu mai are energie pentru a scoate cuvintele într-un fel vioi. Cuvintele ies din el, precum el simte. Rar, adânc, dureros și de obicei apare și o voce destul de stinsă. Această durere răpește inclusiv energia pentru a da o putere de voce mai mare. Aș vrea să nu-i luăm în calcul în această analiză vocală pe cei care provin din niște zone în care se vorbește mai rar. Sau pe cei care au avut niște accidente, cum ar fi un atac cerebral sau orice alt fel de accident care îi împiedică să vorbească mai repede. Deci, ritmul prea rar de vorbire ascunde trei personalități. Egoiștii și infatuații, oamenii triști și oamenii neîncrezători în sine.